bună tuturor și bine ați venit la un nou vlog. Suntem în Barcelona împreună cu Ladri. O să plecăm într-o cursă în Germania, încărcăm la noapte la 10 noaptea. Hai că vine mașina. Încărcăm la 10 noaptea și mergem în Germania. Și din Germania nu știm încă sigur ce o să facem, dar rămâneți aproape și o să vedeți. E cam frig afară, nu știu ce. Da, da, afară e frig. În camion era bine. Aici în Barcelona e foarte rece. Hai sus. Cred că mergem să mâncăm ceva. Da. Ce faci, boss, acolo? Ia uite, faci aici un lucrar. E sigur de ce faci? Da. Astea sunt pentru cameră, pentru camerele individual. Da, dar stai, încă nu am gătat. Trebuie Știu. Să iau asta. Știu. Dar mă uit și eu aici. Am făcut și cafeluța. Adriana încă nu s-a trezit. O așteptăm să se trezească să mâncăm împreună. Aici sunt și ei. Ei încă dorm. În sfârșit s-au trezit și copilașii. S-a trezit și Adriana cu cumnatul meu, Leo. Bună și... dimineața! Neața! Au venit să ne bem cafeluța împreună. Da, dar eu deja am gătat-o. Păi am mai... și spălat la cană. Tu ești mai harnic. Aștept să plecăm în Germania la frig. Nu. Aștept, aștept, că mi-a luat haine groase. Uite, deja m-am pregătit, mi-a luat bluzița pe mine. Perfect. Ce să mai... Trebuie să mă schimb și eu, că mai ales că mergem la 10 seara și ieșim în Barcelona. Da. E cam mergem, e frig deja, e 13 grade afară. Mi-au și o bluză. Uite unde a venit porcii mistreți. Aole, uite, porcii mistreți. Acolo. Băi, dar nu se speri. Uite, lumina se va ia cu lanterna, dar da, nu se speri. Da, băi, ce porni. Ia uite, mai vine unul. Mai vine unul. Aoleu, ce mare e-s. Ia uite. Băi, ești nebun. Ei, mamă. Aoleu. Aoleu. O veni, are... Stai, sunt din asta de ghinda, știi? Băi, dar super mari. Aha. Sunt de tăiet, de super, Crăciun. Super mari și urâți. Hai să tăiem unul de Crăciun. Hai să uite mergem. Uite că mie parcă mi-e așa cumva, nu l-aș mânca. De urât ce îi. Ce fai? Doamne ferește, nu se mai vede că nu mai luminează. Noi ne pregătim de plecare, imediat plecăm. Da. Cafeluța am băut-o. Adi, eu plecat să se aranjeze. Adriana s-a dus, da, să se aranjeze și ei. Pentru că plecăm imediat. Ce faci, iubi? Mănânc o mandarină pentru că eu nu mai pot de foame. Eu știu că tu nu mai poți. Mi-e foame tare. Da, da, da. M-am aranjat un pic, așa? Asta, cât de cât. Da, mi-am făcut sprâncenele. Mănânc mandarină, pe urmă să-mi fac și buzișoarele. Ce miros bun are. Eu zic să mănânc și tu una, zici că... Cred că da, cred că acum mănânc și eu una. Și miros așa dulce. Gata. Hai, aranjează-te că plecăm. Gata, plecăm. Dacă deja e 8. Mergem mai repede, avem doar la 10, dar mergem mai repede. Da, că... ne încarcă. Da. No. Îți faci firme în cap tu cu loc, este prima dată. Și Adriana are, Adriana are un pic mai repede ca noi, dar am zis că mergem toți împreună. Da. Că poate cine știe, dacă e marfă pregătită, poate ne încarcă. E cardul meu, că eu am ajuns. Da, tu ai ajuns. Dar le-ai dat fiind program și începere, nu? Nu mai știu. Da, fiind program mi-am dat. Da? Cardul mi se da. Spania, Catalunia, că suntem în Barcelona. Ok. Perfect. Punem centurișca. Trebuie să pregătesc bestele și gecele, că e frig afară. Da. Câte grade sunt? Da, 12 grade. Îmi dai geaca aia mai groasă. Da? Fâșul ăla mai gros. Aia e fâș?
Da, dar fâșul ăla mai gros. Negru, nu albastru. Da. Bine. Hai să vedem. Sunt pregătit? Cred că încă nu, pornim camionul. Acum cred că îl pornește. Acum. Acum a pornit-o. Hai odată, ladri. Ce faci, ce vede luminile astea în oglindă? Știi ce? Ce? La ce te-ai gândit acum? M-am gândit că îți curioasă cum e timpul în Germania. Ploua și frig. M-am uitat eu la vreme. Serios? Oare nu ninge? Nu, nu m-a arătat că ninge. Până numai că ploua e un grad, două, trei, cinci. Da. Dar ploua, ploua într-una. Ai băgat adresa, avem 1893 de kilometri. Exact. Oh, deja aia e adresa până ajungem. Mergem în Berlin. Berlin? Da. Oh my god, 22 de ore avem până acolo. Da. Mi-e foame. Și mie. Păi normal că ni-e foame, că noi n-am trezit la 2 la meas. Da, și n-am mâncat nimic. Deloc. Nu m-am băut o cafea. Dar să vedem acum la Amazon, poate. Da, poate mâncăm un sandwich din ăla, da. Să îl încălzim așa. Mi-e vede aici, în oglindă, reflectat. Bine. Hai. Am și pornit. Deja o și zburat telefonul meu. Așa îl pui. E normal, nu știu de ce, dar telefonul meu tot timpul trebuie să fie pe jos. După, de ce arată ca și în al doilea război mondial? Aici avem un stop, nu vine nimeni. Da, dar la ora asta cine mai vine? În afară de noi. Numai noi. Hai să vedem, sper să avem noroc să nu ne țină, pentru că noi avem încărcarea la 10 și ieșirea la 12. Aoleu, eu sper să nu ne țină acolo. Și eu. No, deja te îmbreci? Îmi iau fâșul. Fâșul? Ce bestia. Trebuie să ne facem neapărat, iubi, gecele din alea. Geci, da. Personalizate. Da, da, da. Din asta reflectorizante. Da. Că mă enervează bestele alea. Alea e de vară, aia e mai... Păi da, și pe mine mă enervează. Și pe tine te enervează? Tare. Am ajuns la coada? Acum trebuie să așteptăm până ne... Da, voie, să intrăm. Păi da. Gata, ne lasă și pe noi. N-au făcut intrare la 129. Cred că lungadi, cred că adi 124. Nu, aici. Da. Dar păi nu am văzut camionul lui Adi. Da, da, asta acolo. Da? Da. Ei, mamă, ne așteaptă. Ne așteaptă. Ia, Alice, aici. Și ei ne filmează. Am ajuns și în sala de așteptare. Ce credeți? Am zis că o să ne luăm un sandwich, dar pic încolo nu sunt. Așa că ne dăm pe chipsuri, ceva dulce, nu știu, să ne treacă foamea. Astea le-am luat, aici și-a luat Adriana. Juan, cred că ceva dulce, că altceva nu e. Adriana deja o gata de încărca. Deja o dat și camionul în față, aici e camionul nostru. Aici e camionul nostru. Ei deja pleacă. Noi mai așteptam un pic. Cred că nu suntem gata. Dar cred că și pe mine mă ridică. Nu, nu mă ridică nimica. Am rămas aici în sala de așteptare cam triști. E doar un coleg, Juan deja nu mai are stare, se tot învârte, se uită dacă ne-a ridicat rampa, dacă putem pleca. Eu nu mai am nici poftă de mâncare. Stăm aici să vedem, sper să ne cheme odată să plecăm și noi. Și gata, plecăm în sfârșit, mergem că ne așteaptă și Adriana cu cumnatul. Deja e super târziu. Juan s-a dus după chei.
Hai rapid. Hai. Bă, noi mergem numai cu 18 bucăți. Dar ce, avem cărucioare? Da, dar pline. Ah, pline. Cărucioare din alea pline. Hai că și Adriana e acolo, uite. Da. Dar le-ai filmat? Nu. Unde ne așteaptă? Stai acum. Se vede acolo? Se vede. Acolo ne așteaptă. No, hai să plecăm odată. Hai. Cum te simți, boss? Super. Super bine? Da. Cât mai ai de condus? Mai am 2 ore jumate. Oh, oh my god. Nu de alta, dar mă plictisesc aici în dreapta. Știu. Știi, nu? Știu. Uite ce frumos, am intrat și în Franța. Mie îmi place autostrăzile din Franța pentru că sunt foarte libere. Bine, aha, cu excepția Lyonului și Paris și Bordeaux. Și depinde de perioada, pentru că la vara mai știi că pe aici e nebunială. E nebunială cu rulotele, cu caravanele, cu da. Că toată lumea vrea Spania, nu? Spania. Păi e căldură. Nu știu. În sfârșit oprim și mă urc eu la volan. Eu cred că știu de ce ai zis că acum alimentam, că cum vorbeam că când am oprit la alimentare, cred că da, o sari pistolul ăsta de la de blues și tot m-am udat. Da, și... m-am gândit acolo, m-am gândit acolo. Ne-am oprit să alimentăm cu de blues și s-a rupt pistolul și tot s-a făcut Juan de blues. Bagă-te aici în pompă. Da. Că rapid schimbăm cardurile și... Aha. Hai! Aia. Ne-am urcat noi fetele la volan, am schimbat și cardurile. Hai că pornim! Hai, dai talpă! Hai. Cum ești? Cum te simți? Mă simt... Am oprit lumina din greșeala. Mă simt super. Da? Dai, că bine, dai. Speriați. Aici e tare strâm, nu știu dacă se vede. Sigur se vede. Dai, că bine. E perfect. Mă simt super bine. Stai, pe unde să ies? Da, eu știu. Da, pe aici. Aici, nu? Da, cred că da. Aici cred că niciodată n-am oprit aici. De asta nu știu să ies. Da, uite, Bersa nu... Da. A, nu. De asta nu știu să ies, că n-am oprit aici. Da, pe aici se iasă. Ai mandarinele astea că... Aia cred că îl mânci acum. Îl mânc, da, de nu știu prima dată, trebuie să mănânc ceva, mâncare. Imediat te pregătești ceva. Ce oferi la pauză? Nu dorme? Aici se vede în spatele tău că am lăsat blusa, când am alimentat, l-am lăsat așa cam un pic nașpa. N-are nimic. Da, l-am lăsat să se uște un pic, că tot l-am udat. Da, lasă să se uște, n-are nimic. Te ierte data asta. Da. Si, deja am pregătit mancarea. La Iubi l-am pregătit niște spaghete carbonara. Sí, yo me han preguntado ahí en este crembus, cupitas, sí, un pic de mustar. Sí, yo sí, que saben pop de buna, así trumbum. Dame a chuta. ¿Me he hecho cruce? No más poco, que os rupte de fame, no más puedo. Sí, hay un gel lapeas. ¿Poder te hace? Da. Nu știu, să opresc aici? Păi dacă este lup, putem opri. Uite, oprește-și, nu știu, parcare nu am loc. Parcare e cam mică. Nu știu, du-te la următoare.
că-mi curge. Mama, ce bine oprește aici lumea. Cam full, full, full. Da. Aseara era cam full, acum e liber. Nu cred că pucă se, nu cred că se poate baga Adi. Dă-te-te un pic din oglindă, te rog. Da. Cred că oprește acolo ea. Păi că și tu trebuia să te oprești, ai grijă. Păi dar nu încă, nu încă pe am, am două. Se bagă și ea. Trebuia să se bagă în pompa, cred că mai bine. Dar ai grijă, nu te mai duci în față, că e de la... Aici a rămas prea mult loc, cred că, în partea asta. Da, aia s-a drept. Da, dacă e bine aici. Fai cu farul. Se dă isilia în spate. Eu între timp am făcut și cafeluța. Am băgat un pic, am rău, că... E strâmb și... Nu, din prima te-ai băgat mai așa, mai... M-am băgat un pic, am rău și apoi m-am redresat. Aha. Hai că schimbăm cardurile, nu? Da. Mai venit? Super. Adevărul, nu. Parcarele din Franța, asta e problema, că sunt cam la fix, știi? Da. Și aici sunt motherfuckerii. Hai la baie, cum ai venit? Vai, ce vreme nașpa. Cam aglomerat pe la Lyon. Am zis că a fost cam aglomerat pe la Lyon. Am, da. Aglomerat și ploaie. Și da, păi da, tot e ud. Dă-te drept. Perfect. Mamă, ce timp. A fost cam aglomerat la Lyon. Să știi. Știu. Ai simțit, nu? Vai, cred că ce mă pun aici. Să vedem. Să vezi și tu Lyon? Să văd și eu Lyonul. Să-l visez.
pe aici, în partea asta, se vede că e cam rău. E cam urâtă vremea. Păi da, băi, deja numai ploaie. Prindem până în Germania. Și în Germania, numai ploaie. Aha, e nasol, uite ce e. M-am uitat la vremea ieri și numai ploaie. Ce zi gri. Și la Leon ai prins ploaie, nu? Da. Nu o ploua tare, dar așa. Torențial. N-ai mai auzit cuvântul, nu? Torențial? Da, normal, torențial e multă ploaie. Torențial, adică mărunt așa și fără oprire. Nu știu, că torențial în spaniol e... Eu așa cred. Se ploie tare, știi? Lăsați în comentarii aici. Că nu mai știu. Și e ora, ce oră e? 8 dimineața, am venit toată noaptea și vă imaginați cam cum sunt la ora asta. Da, de ieri la 2 la miaz? Da, de ieri de la 2 la miaz, de când ne-am trezit. Deci e bine. Vai, ce repede a trecut timpul și o trebuie să mă trezesc pentru că oprim să ne schimbăm. Cum se numea? Aire de la Plaine. Da, dar cred că e prima parcare care nu are baie. Cred că da. Dar oricum nu mai e program. Da, păi n-are nimic. Oprim și... Mai mergem. Da. Ne urcăm noi, fetele. Da. Acolo sunt și ladri. Hai, schimbă cardurile. Imediat. E o vreme așa de ploaie, cred că când ne oprim la pauză, așa de bine o să dormim. Sigur. S-a urcat bosa la volan? Cu fața de aia de sol. Că nimeni nu te văzut fața aia. Deja o casu s-a pădat și prin munții alea. Dar nu se apreciase pe filmare. Nu, nu se apreciase. Dar deja o casu s-a pădat. Îți dai seama. Dar păi de-aia tot ai frică. Câte e? 9 grade? 11. 11? Nu. No. E rece. E numai bine. Da, numai bine de stat în camion și dormit. E numai bine de sta în camion, a stupat cu blabuma, cu căldura pusă. Da. Și se dormim până nu mai putem. Serios? Eh? Îți place planul? Mult. Imediat ajungem la Strasburg, mai avem ora jumate să intrăm în Germania. Aoleu, dar ce e? Ai pus punct. Da, am pus un punct. Se ne ducă pe la... cum era naționalul aia? 500, cred că era. Am uitat care-i. Am pus punctul aici, fix aici, să ne ducă pe aici. Bine. Aici am băgat odată gaz cu Cabrera, pe coadă. Mai știi? Când am venit pe aici. Mai știu. Imediat intram în Germania. Pe la Kassre. Vai, ce mi se plimbă limba în gură. Kassre. O, cum se zice? Kassre. Nu e cel simie. Parcă nu vine să zic vine. Ce faci? Bine, uite, conduc. Conduci? Da. Aici e centrul comercial aia mare unde ne-am oprit atunci, mai știi? Da, ne-am oprit aici în centrul ăsta, da, exact. Ne-am făcut niște cadouri pentru tata. Ah. Când am plecat în România. Da. Cu mașina mică, exact. Ce tare. Da, mai ții minte că era apă, pod, așa ceva. Da, păi acum ajungem, imediat. Da. A, deci se vede. Da. Aici ajungem la un riu. Râu? Râu. Nu riu. Râu. Nu e riu, e râu. Ia uite. Ce paraj aici, ce... Că parcă ne băgăm în mapă, imediat. Serios? Mi-e frică. Am atac de panică.
tumbăl așa că vine apa puternic, știi? Și Deutschland. Da. Welcome Deutschland. Am intrat în Germania? Trebuie să schimbăm rețeaua? Da. Da, uite și aici. Ce de apă. Da. Ai văzut ce fain e pe aici? Circulă și barci? Da. Unul merge în Germania, unul merge în Franța. Ia uite, trece pe sub noi, barcă. Fain. Fain de tot. Ia uite și aici, mai multă apă. Ce e cu atâta apă? Păi aici în Germania la cât plouă. Ia uite, mai multă apă. Uite, lebede. Rațele. Lebede. Nu, astea sunt rațele. Ganso, cum se zice al ganso? Nu știu, ce e ăla. Nu știu, din ăla care face urât. Nu știu, eu știu de rațe. E un fel de rață care face urât de tot, care face... Așa urât de tot. Nu știu. Nu? No, e che altro? Ehi, mamma. Se duca un pic in Spagna. Un pic di apă, no? Da. Așa, un tir. Se care câțiva tir de apă. Se mire mocă. Suntem în Stau. Nu prea mai am program. Sper să ajungem până la prima parcare. E dezastru ce e pe aici. Nu știu ce să fie. Dar stăm pe loc. Am zis că decât să stăm în Stau, mai bine mergem și ne parcăm, că nu mai am nici minute, 20 de minute maxim. Și mergem să vedem dacă găsim în totalul ăsta. Da, sunt multe locuri, da. Păi mare, ei, mama, atât de mare parcarea asta. Poate găsim, da. Poate găsim. Sunt multe locuri aici. Stai că am prins semaforul. Gata. Ai grijă cu tirul. Deci e plin de magazin, e și un Aldi aici. Da, e full. Și magazine de haine. Mhm. Uh-huh. Outlet. Ăla ne cunoșteam. Da. Un cer. Oricum am tot primit poze cu camionul. Aha. Uh-huh. Cum depășeam, ne-au văzut colegii în trafic. De uite ce fain e camionul aia galben. Care? Camionul ăsta de aici galben. Renault. Ah, nu, nu e Renault, e Volvo. De unde? Cred că trebuie să te duci tot drept. Pe aici, pe la bariera, cred că trebuie să te duci. Sau, uite, vezi lumina aia verde? Da, pe acolo. Da. Așa cred, asta e cu plată. Plătim cu de gaube, cu da, dofi. Aici scrie tarifele, dar trebuie să iei etichetul, cred că. Stai așa să vedem ce e aici. Ce e aici? Oh, s-a pornit lanterna. Nu vreau să te dai tichetul. Asta înseamnă că du-te și parchează-te. Da unde? Nu
Nu știu, trebuie să vedem, cred că... Aici, mai știi? Pe prima fila asta, că e restaurantul și mai aproape, nu? Da. Oi, eu câte locuri. Păi da, te-am zis că e mare, mare, imensă. Cred că tau filmare, că mă deranjea și lumina asta. Hello! Unde ne parcăm? Așa? Așa departe, că pe aia e aici. Păi da, n-am putut. Nu, dar pe... lângă la verde, nu? No, du-te! Gata, și a ajuns și momentul în care ne oprim, ne parcăm. Ce vine! Ei, mama, e drum de țară. Da, păi unde mergem? Să-ți că lângă ăla. Pot ușor și gândit. Ce frig? Aha. Câte grade sunt? 9. A, păi nu e atâta frig. Păi hai că revenim da, când ne dăm tu mai, tu mai aduci cu căldură? Bă, mă, dragă. Te-am adus. Ce faceți? Plecăm la baie. Ei, mama, băi, v-ați schimbat Adidas? Nu venim cu orice pe acolo. Na, bine. Păi nu știu. Am venit să mâncăm, suntem aici la restaurant. Ne-am luat câte un cârnăcior cu brânzică deasupra. Mamă, ce mari sunt cârnăciorii ăștia. Eu aici mă tot uitam, nu știam ce să fac. Adrian a vrut să dăm noroc. Hai, facem perdelele? Facem perdelele, am mâncat bine. Am mâncat bine și... Da, am mâncat bine, bine de tot. Da, s-a încurcat, mă, s-a încurcat... s-a încurcat carnațul și m-a pus unul din ăla care... Pișca. Dar la început nu, la început a fost foarte bun. Dar de la jumătate în jos, bă, atât a pișcat de tare. Păi da, era roșu, eu când l-am văzut zic... Păi, cum e chorizo în Spania, știi? Chorizo în Spania e roșu. Mie nu-mi place chorizo, mie nu-mi place cârnațul așa... Mie da, mie îmi place, dar asta care pișca... Eu sunt mai mult cu salam, cârnațul nu prea nici crembuș, nici... Da, hai să ne punem că trece timpul. Hai, că trece mai avem foarte puțin de dormit. Hai. Mai vezi toată lumea la duș. Unde mereți, bă? Toată lumea la duș. Ce frig. E 1:30 dimineața. Grai, tu mai. Sau trima hen. Așa arată dușul. Tocmai ce am terminat de făcut duș. De asta e tot aburit pe aici. Dar sunt foarte curate. Sunt foarte, foarte curate dușurile astea. Chiar frumoase. Nu știu sincer ce e cu atâta foame la noi. Iar am venit să mâncăm. După ce am ieșit de la duș, am zis că ne e fămică. Eu mi-am luat un crem voști. Bratwurst. Sau nu știu cum se numește. Ceva de genul. Pentru că altceva nu e de mâncare. Și să avem poftă. Să îmi ziceți dacă voi ați mai văzut
Aici sunt și băieții, dacă ați mai văzut cola de vanilie. Și dacă vă place. Am ajuns și în camion. Emma, te-ai împletit și perucă. Da, mi-am împletit peruca. Mi-am împletit și părul, dar ca să conduc, nu mi le lăsă așa, cred că îmi fac o codiță. Da, pune-te-l așa într-o coadă, mai bine. Mai da. De câte ore de pauză am făcut? Destul. Ei, mama, 11. 11 ore. Adevărul, până la urmă, parcare s-a făcut full e plin. Aici e și Adriana și Leon. Aici... Cred că da, face aici semnalizare cu mânatul cu mâna, nu știu ce semnalizare a făcut. Colegul, am trecut și pe colegul. Plecăm. Ce-i baiul? Nu știu. Ce-i baiul, colegul? Neamț. Vezi tu că... Atâta zis de suplit. Atâta zis de suplit nemță ăștia, DJ. Da. Cam pornit camionul, cred că. Da, păi cum l-am pornit înainte, ai regulat-o? Da. Cum am pornit înainte că nu a avut aer și nu, vezi tu că ei sunt mai... Vezi, fă-le semn. Ești da, imediat. Da? Plecăm? Nu? Plecăm? Nu, am și pornit, am și plecat. Doamne ajută, cred că pai să iasă. Da, în sus. Vai, domne. Îți râi, mă, nemțe. Da, nu. N-ai ce să faci cu ei. No, am pornit un pic, am pornit un pic camionul și se iasă în halul ăsta. Da, că de ce camionul a pornit? Dar stai, mă, e paiese? Da, acum stingă. Deci e ok, nu? Da, acum stingă. Deci ok. Pe... nu, în sus, și acum stingă. Pe aici. Dar trebuie să te lipești, că trebuie să scaneam... A, te ștrezi scanat. Da, am aici, nu știu care dintre ei. Îți dau așa, încetoc una câte una. Am filmat cerul camionul, din greșeală. No, perfect. Hai că putem și pleca. No, Doamne ajută și acum pe unde se iasă? Da, exact, da. Mă, ce complicat. Hai să aștept și pe Adrian, da. Și Leon. Da, nu-l vezi, acum e fix cartelul. Da, fix cartelul. Da, tu cum ești? Cum te simți? Super bine. Da? Dar stai că nu știu pe unde să ies. Păi stai, GPS-ul zice, trebuie să întorci. Cred că... stai, normal e pe aici, cred că. Oare? Așa cred. Sau pe aici? Nu știu. Nu știu. Stai, că nu știu mie zi. Cred că da, cred că trebuie să te duce sus, în sus. Acum, pe asta. Pe asta? Da, Nuremberg. Exact. Așa. Da, pe aici. GPS-ul nu mi-arătă. Nebun. Vai. Bine. Hai că revenim. Da. Cam deja suntem ok. Că deja nu mai pot sta în dreapta. Hai că mai avem 2 ore și 10 minute și ajungem la destinație. Da. Oprim aici în parcarea asta să ne schimbăm. Știi ce îmi place de partea asta a Germaniei? Că sunt tribeți și pătă de pasi. Exact. Bine, acum sunt lucrări și de asta pune semnul de interzis. Da, sincer, am venit foarte bine, numai pe banda a doua. Aha. Deci am zburat. Vreau să mă bag. E
plin de mașinuțele mici. Da, e plin. Ia, aici, fix. Aici. Adriana, cred că nu vine aici. Nu? Rămâne în spate. Se bagă? Nu știu, uite după oglinda, da. Nu cred. Nu cred. Cred că rămas numai în spate. Uh-huh. Uite după oglinda, da, dacă se vede. Ui. Și eu am pregătit aici eu. Asta s-a parcat un pic cam aproape de linie. Colegul ăsta din dreapta. Dar băi, oricum Iubi nu trebuie să faci atâta manevre, că oricum plecam și noi repede. Băi, nu sunt la ce mă, dar mereu îmi place. Eu știu, dar nu trebuie să te complici atâta. Dar mă cam complic, știu. Hai. Hai că mă duc la baie, că aici peste drum e baia. Da. Eu între tine schimb cardul. Bine. Hai, fugi. Hai. Ești pregătit? Da. Bine, poți să-ți ștergi și parbrizul. Da? Sunt gata. Merge, așteaptă. Cred că da, nu știu. Așteaptă-i aici dacă nu, să ved, să vină. Vai ce... Da, vai ce vreme. Vine cineva? Nu, liber. Ce vreme e? Ploaie, ploaie. Aici, în Germania asta. E... unica... parte bună care are Germania, că plouă mult, atât. Păi depinde, că cred că oamenii de aici de asta s-atât de răi. Că plouă atât. Ți-am lăsat căldura pornită, nu? Uh-huh. În fund, la scaun. L-am lăsat. Asta și-i las un pic, că parcă la rinic e... îi place. Da? Parcă și eu, vai ce bine am venit așa cu căldura pusă la spate, vai, la fund. Mi-e place mult. Să mă gata o gămene. După. Leu. Da? Da. Nu las, că te depășește când poate. Ajungem la descărcare aici la Amazon, în Germania. Sunt foarte curioasă cum e pe aici. Și bineînțeles, ca de fiecare dată, eu sper să nu ne țină mult, să ne descarce, să ne putem continua drumul. Acum ajungem la... acum intrăm, de fapt. Cred că pe aici, da. Dacă n-ai pe unde, pe altundeva.
accident în trafic, o intrat dubița asta în semiremorca noastră și ne-o cam îndoit-o. Nu a vrut să oprească, așa că l-am blocat noi în trafic, că el nu a vrut să oprească. S-a tot dus, dar cum e aglomerat, numai bine l-am prins. Așa fac nemții mai nou. S-a oprit numai bine. Și oprim aici să mâncăm. Să vedem ce restaurant. Am și descărcat. Găsim, da, am și descărcat, dar da, n-am ai arătat cadou care l-ai notat de la... Vai, n-am arătat cadoul ce ni l-a dat de la Amazon. Ia, ai grijă. Nu. Am știut. Ăsta e cadoul. O, Clementina. Băiatul care ne-a zgriat semiremorca ne-a dat 50 de euro. O zici că nu vrea probleme cu firma lui. Nu a vrut să ne dea parte de... un măr, ne-a dat de la Amazon, nu a vrut să ne dea parte de la asigurare, că a zis că lucră la o firmă și are probleme cu șeful, s-o... era foarte speriat băiatul, așa. Și aici în pungă să vedem ce mai e. Asta e o șapcă cu lumină, uite mă, o șapcă cu lanternă. Uite ce tare e. Asta ne-a dat o... asta ne-a dat o Amazon-ul. Și ce mai avem aici? O ciocolată de amărui. Asta cred că e pentru Juan. Pentru mine ce? Clementina asta, amărul. Clementina, amărul și șapca. Nu, șapca e pentru tine, eu nu mi-o pun. Aici e și Ladri. Vin să se parcheze și ei și mergem împreună să mâncăm. Așa că hai de jos că nu mai pot de foame. Hai să vedem ce l-a făcut la semiremorcă. Hai să vedem chiar ce i-a făcut și la semiremorcă. Hai să vedem ce l-a făcut. O făcut-o bine. O fregat-o bine. O fregat-o bine, bine de tot. Da, da. Asta e. Nu știu ce știut asta să facă. Asta e. Cum, doamne, că un pic de dubiță să faci lucrurile astea? Păi nu, no, știi, se întâmplă, nu pot face, asta e. Suntem în drum și da. Atâta putem face. Pe aici vine... Și sara aia l-altă? Ce s-a întâmplat? O nenorocire. Și hai să mergem să mâncăm pentru că nu mai putem de foame. Dar vreau să vă zic că, în primul rând, mulțumim din suflet că ne-ați urmărit până aici. Vă pupăcim și vă îmbrățișăm cu drag. Vă pupăm!